Marius, bine ai revenit acasă. Sunt mai bine de 3 ani de la debutul tău la echipa națională. Între timp ai ajuns la 26 de meciuri în tricolor. Mai simți emoții când intri în cantonament? Când îmbraci tricolorul în echipa națională, nu contează câte meciuri ai jucat. Este o emoție incredibilă să trăiești acest moment și mai ales când îți cântă imnul. Cred că sunt cele mai frumoase sentimente pe care poți să le trăiești. Ești și într-un moment bun, ai și marcat luna aceasta la echipa de club. Cum te simți? Da, vin după o perioadă foarte bună, sper să continui așa, dar important e că îmi fac treaba foarte bine la club și rezultatele vin pe teren. E acesta anul vostru? Simți că promovarea este mai aproape ca oricând? Nu pot să spun asta, pentru că și acum 3 ani am fost atâtea etape pe primul loc. Dar este un campionat foarte greu, Serie B. Sperăm să continuăm tot așa cu victorii pe linie și la sfârșitul anului vom vedea. Dar pot spune că este un an important pentru noi și avem susținerea fanilor cât și clubului ca să îndeplinim acest obiectiv. La echipa națională ești antrenat de Mircea Lucescu, iar la club de Filippo Inzaghi. Te simți privilegiat? Da, pot spune asta, pentru că începând cu Mister Lucescu, de când am fost mic, știam cine-i dânsul, pentru că am urmărit când a fost meciul cu Shakhtar la Timișoara și pot spune că este un vis îndeplinit și la echipa de club, când te antrenează Filippo Inzaghi, cred că nu mai au cuvinte să spun laudele mele asupra dânsului, pentru că este fix cum era ca jucător, deci îi place să câștige. Revenim imediat la domnul Inzaghi. Apropo de când erai tu copil, ai o poveste interesantă cu domnul Mircea Lucescu. Am publicat luna trecută o poză cu tine și dumnealui pe când tu erai junior la Poli Timișoara. Care e povestea acelei fotografii? Da, în primul rând eram foarte nebun să merg după echipa de suflet, cea era Poli Timișoara, mai ales când erau în cupele europene, se băteau la campionat, eram toată ziua pe stadion. Și îmi plăcea foarte mult să urmăresc, mai ales antrenorii sau jucătorii care veneau să joace din străinătate, români la Timișoara. Și eram cu mama mea într-o după-amiază, chiar terminasem antrenamentul și în drum spre casă erau cazați la hotel Boavista și am văzut autocarul lui Shakhtar Donetsk și am mers la Mister să-i cer o poză. Ai vorbit cu dânsul acum, pe subiectul ăsta, ai amintit? Da, am vorbit puțin despre poza asta și s-a bucurat și el că după atâția ani, uite că eram un copil care visa și am ajuns să lucrez cu dânsul. Revenim în Italia. Cum este Inzaghi ca antrenor și care este cel mai important sfat pe care ți l-a dat? El fiind un fost jucător ofensiv. Da. Păi pot spune că e fix ca și cum era jucător. Foarte motivat. Nu era el un jucător, să zic așa, tehnic, dar cu motivația și cu sufletul și dăruirea ce arăta pe teren, așa e și ca antrenor. Și cel mai bun sfat e să nu te mulțumești niciodată cu puțin. Chiar dacă câștigi, nu știu, orice rezultat sau cu cea mai mare echipă, cea mai bună echipă, să nu te oprești acolo, pentru că nu ai făcut nimic și tot timpul trebuie să dorești din ce în ce mai mult. În 1990-1991, domnul Lucescu a fost antrenor la Pisa. Și-l mai amintesc oamenii de acolo pe domnul Lucescu? Da, foarte, foarte bine. Chiar doctorul nostru îi și acum, de când era dânsul și mi-a vorbit de prima dată când a fost numit Mister Antrenor, a povestit așa de clipele lor când lucrau împreună.
Anul trecut ai fost singur român la PISA, acum îi ai din nou alături de tine pe Adi Rus, pe Olimpiu Moruțan, ați creat din nou o PISA romena. Da, bine, deja am mai fost împreună acum 2 ani și mă bucur că s-au întors, pentru că sunt jucători buni și ne pot ajuta să îndeplinim obiectivul clubului. Ce mai face Oli? Cum decurge recuperarea? E foarte bine. Vine la toate meciurile, e în tribună alături de noi, ne susține și de-abia așteaptă să revină pe teren. Cred că în 2 săptămâni o să revină cu noi să facă antrenamente normale și noi îl așteptăm pentru că știm ce calități are și ce om e. Deci mai avem puțin răbdare. În perioada asta cred că este destul de dificil, mai ales că voi sunteți aici la lot toți. Da, bine, cred că primul lui gând e să revină pe teren, să aibă minute și după aia poate să se gândească și la echipa națională, pentru că îi lipsește și știu că și-ar dori foarte mult să fie alături de noi. Ești alături de Târnovanu, jucătorul din lot care se poate lăuda cu o prezență la Euro 21, una la Jocurile Olimpice și una la Euro de seniori. Ce ar însemna pentru tine o calificare la Mondial? Da, pot spune că am realizat obiectivele personale, nu cu echipa națională, pentru că am fost la un campionat Under-21 la Olimpiadă și mai ales campionatul european din vară, deci pot spune că mai lipsește Cupa Mondială. Întâlnind din nou Kosovo, ești pregătit să intri în rolul de ștergător, cum a spus domnul Lucescu după meciul tur? Da, așteaptă un meci foarte, foarte greu, pentru că au jucători de calitate, joacă la echipe destul de bune și am văzut că Muriki e un atacant foarte, foarte bun, deci da, sperăm să ne facem treaba cât mai bine și să le facem cadou românilor viitor. Ce crezi tu că ar trebui să ne propunem noi de la aceste două meciuri? Să terminăm nemiși, cum am spus și acum o lună, sperăm să terminăm toate meciurile cu victorie, pentru că o victorie aduce altă victorie și așa îți crești mentalitatea de învingător și de o echipă de top de Național de Europa. Deci cred că asta ar trebui să fie targetul nostru. Tot timpul să ne mulțumim puțin. Ai un mesaj pentru suporteri, mai ales în perspectiva meciului cu Kosovo? Da, să fie alături de noi, să ne susțină și sperăm că în anul nou să ne îndeplinim obiectivul și să ajungem unde toți ne dorim.